Mergea pe partea dreaptă sau? Nu, domnule, a ieșit din curtea acolo, a ieșit din iarnă. În viteză sau cum? Era nesupravegheată singură? Nu știu. Aveți viteză? Da, hai să dă drumul la mașină. Ușurel, așa. Victima împreună cu sora ei în vârstă de 13 ani ajunsese la bunica din partea tatălui și traversase strada la o mătușă, iar în momentul în care a vrut să revină la bătrână s-a întâmplat tragedia. În zona este o diferență de nivel și o vizibilitate redusă, astfel că fata mai mică, prima care a încercat să treacă strada, a apărut pur și simplu în fața mașinii care a lovit-o, aruncând-o aproximativ 20 de metri într-un șanț betonat, unde a decedat pe loc. Și de câte zile era la dumneavoastră? De săptămână. Și era singură să juca sau cum? A fost cu surul Sailante, s-a dus până la fata mea acolo, am ia ca să-mi ia ceva. Și zice că aici aia a luat niște zarzene și ea a trecut. Dar a plecat taxul de lângă, de la ea. Nu cred că a ajuns acasă. Era lovită rău când ați fost? Ce ne-a dat voie să că nu ne-a dat voie nici să o mișcăm, așa a murit cu gura în jos. Că a zis că e de soacă, de pe salvare. E lovită, e plină tot de... Pe ce să vezi? Că e lovită toată, e plină toată de sânge. Era o fetiță cu minte? Haole, dar ce cu minte era? Șoferul a sunat la serviciul unic de urgență 112, dar medicul de pe ambulanță nu a mai putut face nimic pentru victimă, aceasta fiind declarată decedată. Conducătorul auto din capitală este angajatul unei firme care execută lucrări într-o comună învecinată, la Nucșoara, și era singură mașină. Din primele cercetări se pare că pe fondul unei traversări în fugă și prin loc nepermis a unei fetițe de 9 ani a fost lovită de un autotrans Dacia Duster care circula dinspre comuna Nucșoara către comuna Domnești. Impactul a fost mortal? Da. Polițiștii au întocmit în acest caz dosar penal pentru ucidere din culpă, iar rudele fetei moarte spun că în urmă cu mai mulți ani bunica din partea mamei a murit tot în accident de mașină la Curtea de Argeș.